Aceasta este sigla care atestă faptul că ambalajul e purtător de garanție. Un oval format din două săgeți și trei bănuți în mijloc. Atunci când veți cumpăra produse ambalate în astfel de recipiente marcate ambalaj cu garanție, veți plăti 50 de bani în plus pentru fiecare sticlă, PET sau doză. La returnarea recipientelor veți recupera banii. Știți să recunoașteți ambalajele marcate SGR? Deocamdată nu. Ambalaj SGR, da? Bun. Da, da, da. Vi se pare că e mic scris? Vreau să vă spun ceva. La început, da. Pe parcurs, probabil că o să fie lumea mai preocupată. Puteți verifica, vă rog, pe sticlă dacă are marca SGR? Adică știți să recunoașteți produsul care în acest moment primește cei 50 de bani? Nu. Nu, asta nu. În această lună, statistic vorbind, cam 2% din ambalaje vor fi SGR. Bineînțeles că acest procent va crește până în luna iunie, când vom avea 100%, și cel mai probabil în ianuarie vom avea 15%, în februarie 25% și așa mai departe până la 30 iunie. Today is a fantastic day. Rituro, it's a system, it's the largest, most complex recycling system to be implemented in Romania today. This system will enable and make it easy for every single Romanian citizen to recycle. În sistemul de garanție și returnare sunt incluse ambalaje de până la 3 litri de apă, sucuri carbogazoase, bere, cidru, vin și spiritoase. În momentul în care predați recipientele către automatele de colectare, ambalajele trebuie să fie golite și intacte. Haideți să vedeți că aparatul nu primește această sticlă care este turtită. Iată, mi-o returnează. Mai fac totuși o încercare. Nu. Pe când această doză e preluată fără probleme de către acest aparat de colectare și imediat îmi va fi livrat și tichetul în valoare de 50 de bani. O perioadă pe piață vor fi atât ambalaje marcate cât și nemarcate, dar treptat toate recipientele vor purta sigla SGR. Logul SGR nu este un element absolut de funcționare a sistemului. Cheia pentru recunoștibilitatea ambalajelor stă în codul de bare și, prin urmare, logo-ul cred că va căpăta o importanță mai mică în lunile următoare, după ce toate ambalajele vor fi, de fapt, sub umbrela SGR. În mediul rural, acolo unde nu există automate de colectare, în schimbul ambalajelor, vânzătorii vor returna garanția cash. Omul ia banul înapoi, poate să bucură și curăță, nu mai ai toată ziua la gunoi sau pe drumul. Cum le reciclați? Hey, la tomberon, ce fac cu ele? Ce pot să fac cu ele? Un prim centru de colectare, sortare și numărare a fost deschis deja la Bonțida, în județul Cluj. Urmează unul și la București.